așteptăm la circ! Fac spagatul! Ui, uitați! Ia uite! O, păi stai, bă, nu le arăta acum, băi, arată-le la spectacol! Am luat special! Ăsta a fost la special! Dacă nici Daniela nu știe cum să convingă bărbații, hop, în spagat direct, omul a plătit repede biletele. Sonia a avut o super idee de a lua biletele cu el să le vindem. Avem oferta cu un preț avantajos pentru toți. Haideți la circ, haideți la circ! Ofertă specială, 20 de lei de persoană. Am zis la toată lumea că e super ofertă. Preț de 20 de lei, dar ce n-am zis să-i convingem să vină la circ? Vine Daniela Cruz. Unde e Daniela? Aici! Că nici nu te-am văzut! M-a ajutat și Cruduța să-i convingem. Am făcut poze doar cu cei care cumpărau bilete. Nu așa oricum, nu facem pe gratis. Dacă luați acum biletele 20 de lei de persoană și facem și poze. Hai, Cruduța, Sony! Asta a fost trucul nostru. Da, mă simt foarte bine când văd că oamenii se bucură, când mă văd, mă iau în brațe, mă pupă. Ce bine e aici la dumneavoastră, mă! De ce? Că el e plecat la muncă și stau cu Daniela. Păi hai să facem poze. Da, da. Lumea încântată că ne vedea, cumpăra biletele. A fost chiar super funny, chiar m-am distrat. Ramica! Noi vindeam bilete pe plajă, făceam promovare, în soare. Că Romica... cu ospătarul după el, frapiera cu paharul, cu șprițul era... A, deci nu cred asta! Da. Deci eu dă-și-mi o gură, da. Măcar că muncesc acum. Te rog frumă, păi de-aia... Dar lucrez la oră, știi? Da, și... ești la oră? Daniela! Să vând mai multe... Ciao, să vând mai multe bilete! Andiamo! Știi? Păi, Romica, nu ți-e rușine? Păi te-a trimis neamărind să repeți. El a zis că nu, că eu mă duc să repet. Nu merg să fac promovare pe plajă. Așa se respectă la Ibița, uite! Omul cu gheață, cu aia! Așa e la Ibița? Du-te la repetiție, Romica! Du-te și repetă, mă! Bine, mă, Romica. Păi noi muncim și vindem bilete pe plajă ca să umplem sala și tu stai cu frapiera și cu ospătarul după tine? Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă, ele cu șprițul în bot. Daniela! Daniela, haide, gata, cum ai văzut frapiera, gata, te duci? Bă, și ce-mi place mie la Daniela? Bă, alte fete, cum văd o mașină de lux, cum se duc? Daniela, cum vede frapiera? Da, imediat. Circo Beluci. Haideți la cer, haideți la cer. Un show extraordinar. Chiar dacă m-a dus la promovare, dar m-a fost Caterinca, am râs, m-am distrat. Am vândut peste 30 de bilete, Sony fericit, nu-i venea să creadă, zic, uite, dar ce de bilete am vândut. Bravo, Jorge, ai... a s-a fost bucat? Bine, da. Am dat bravo. Ceva bilete? Cam 40 bravo. De bilete. Mi-aș dori că în fiecare zi să am Daniela și Jorge cu mine, să mergem pe plajă și facem publicitate, pentru că sunt foarte buni promoteri.